Deci, Andrei, te rog frumos să te pregătești, pentru că ghitara ta va fi din nou folosită alături de clapele domnului profesor Pârlitescu, care, iată, a arătat criminalul, ești tu, pentru că l-ai determinat să se apropie de muzica folk, dar până la urmă a recunoscut, îi place orice fel de muzică. Deci și muzica folk, printre alte genuri. Este excelent. Ce ne propui în continuare? Dacă tot am vorbit de Adrian Păunescu și ce reprezintă el, am să exemplific ce reprezintă cu niște versuri excepționale. Sper ca și muzica să fie pe măsura versurilor. Deci, piesa se intitulează Amăgire și muzica mă aparține. Iar a venit primăvara și iar ne mințim că e frumos. Și frunzele iar urcă scara și verde pământul pe jos. Iar calendarul florește și câinii se aud de la stâng. Dar mai tot acum pe muțește vor grabnic atâția bătrâni. Dar bine ai venit, amăgire, mai stai, mai durează un pic această mințită iubire. Oricum e mai mult ca nimic. Dar bine ai venit, amăgire, mai stai, mai durează un pic această mințită iubire. Oricum e mai mult. Nopțile scurte de vară și păsări se întorc de la sud. Dar dacă-i ultima oară, iluzia verde lui cu lanțul legate de glezne, oricâtă lumină ar fi. Noi mergem de-a pururi prin beznă, mereu nelegitim copii. Dar bine ai venit, amăgire, mai stai, mai durează un pic această mințită iubire. Oricum e mai mult ca nimic. Dar bine ai venit, amăgire, mai stai, mai durează un pic această mințită iubire. Oricum e mai mult ca nimic. Aceeași clipită urât
și frumos morut civil. De Paște o soartă cumplită, nimic nu înțeleg ce știu. Și mi-a a venit o părere și ea va pleca înapoi. Prea mare impozit ne cere că ninge un suflet la noi. În țara nopților te-am întâlnit, ai stat o clipă în loc și mi-ai zâmbit. Mi-ai spus să nu te ating, dar te-am ating. Plângând m-ai sărutat și-apoi te-ai stins. Hai spune-mi, unde mă vei aștepta? În ce țară de paradis, fată blondă, cum să regăsesc tipul tău de vis? Hai spune-mi, unde mă vei aștepta? În ce țară de paradis, fată blondă, cum să regăsesc tipul tău de vis? Să te scap, să fii a mea. Ploaia m-a lupt încet cu strop mărunt. Numai eu nu mai știu unde te ascund. Hai spune-mi, unde mă vei aștepta? În ce țară de paradis, fată blondă, să regăsesc timpul tău de vis? Hai spune-mi, unde mă vei aștepta? În ce țară de paradis, fată blondă, cum să regăsesc timpul tău de vis? Hai spune-mi. Excelent cântecul, da, dar cât își mai amintesc de grupul Omega, un grup ungar și avea sediul undeva prin Budapesta, cu foarte multe turnee în Occident, într-o perioadă când nouă ni se părea un turneu undeva peste granițele acestei țări, ca fiind, hoi, de mine și de mine, domne, dar ce turnee? Discurile plătite destul de greu, costa 250 de lei un disc. Da, mai aduce aminte că ei au cântat lângă formații celebre, au cântat cu Moody Blues, au cântat cu trupa lui Ian Anderson. Uite că am un lapsus acum, au cântat cu trupe foarte Jethro Tull, da, trupa lui Ian Anderson, Jethro Tull, au cântat cu trupe extraordinar de mari, un grup deosebit de valoros. Ei, cu timpul ăsta n-avem ce face, trebuie să ne luăm rămas bun de la telespectatorii noștri, de la cei care ne-au urmărit. Vă mulțumesc că ați urmărit o emisiune realizată, ascultată și privită de Gilioniță, dar până atunci, pe finalul acestei emisiuni, Andrei Alma, și pe care vă rog foarte mult să nu-l uitați, pentru că este un mare, mare cântăreț. La revedere, pe joia viitoare!